Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi vreau să facem corpul păpușii. Dar înainte de toate aș vrea să-mi cer scuze pentru pauza avută, dar a intervenit o problemă și a trebuit să plecăm de urgență în țară și nu am avut posibilitatea de asta și a filma. Dar am revenit acasă și de astăzi ne reapucăm de treabă. Așa că, dragile mele, vă doresc spor la treabă și zic să începem! Ok, și ca să începem să facem corpul, trebuie să unim picioarele noastre și facem așa. În primul rând, facem 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Ne luăm celălalt picior și le punem așa unul lângă celălalt și vedem unde s-ar uni ele perfect. Vedeți? Uite, nodul de aici și cu piciorușul de aici. Și atunci eu introduc ața aici. Da? Și acum facem 15 piciorușe în piciorul al doilea. Și primul e cel de care ne prindem. Și bine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vedeți, am ajuns aici unde am încheiat piciorul și ne prindem și ața în lucru, da? Și vine 10. Și tragem de ață, da? Să o prindem aici, să o croșetăm, da? Bine, 11, tragem de ață, da? 12, 13, dăm ața asta, care am croșetat-o, dăm deoparte și facem 14, și ultimul picioruș din piciorul ăsta, 15. Ața asta, ca să nu ne încurce, da? O tăiem așa, nu de tot. Lăsăm o bucățică, cât să o băgăm aici așa înăuntru cu melană, da? Bun, și după ce am făcut cele 15 piciorușe, ne întoarcem aici la ochiurile de lanț. Unde trebuie să facem, în fiecare ochi de lanț, trebuie să facem un picioruș. Și atunci trebuie să avem 4 piciorușe, da? Și vine 1, 2, 3, 4, 5. Opa, mai puțin. Să aveți grijă, da? Să introduceți în nodul ăla ce se formează în spate la ochiurile de lanț. Vedeți? Avem 1, 2, 3 și 4, da? Și facem primul picioruș, intră. Acum, și facem 1, 2, 2 piciorușe. Opa, așa. Facem 3 picioruș. Al 3 picioruș. Și ultimul picioruș. Da? Și avem 4 piciorușe în cele 4 ochiuri de lanț. Am ajuns aici. Și acum facem în felul următor. În primul ochi aici, da? Ne prindem și facem de jur împrejur cele 15 piciorușe, da? Oba. Și începem. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Bun. Și ăsta este primul rând, da? Aici, când ajungem la capăt, ne luăm un semn, da? Un marcator de rânduri. Și acum facem rândul 2. Rândul 2 îl facem în felul următor. Ața asta, uite, o lăsăm aici așa în jos ca să nu ne încurce, da? Rândul 2 îl facem în felul următor. Facem 11 piciorușe, dar primele 4 sunt acestea de aici, da? Primele 4 sunt cele ochiuri de lanț. Am făcut o dată pe partea asta și acum facem pe partea asta, da? Și facem în felul următor. Deci e 1, 2, 3, 4 și aici este primul, da? Apa. Intră puțin mai greu, dar intră cu răbdare. Intră, da? Și facem 1. În următorul îl facem pe al doilea. Al treilea în următorul. Pentru că dacă, când faceți pe partea cealaltă, dacă luați doar nodul ăla ce se formează la, la ochiurile de lanț, atunci aici, vedeți, în față vă rămâne fix piciorul ca și în partea asta lantă, da? Și îl facem pe al patrulea. Și am terminat primele 4 piciorușe și mergem mai departe, da? Și vine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum facem două înmulțiri și vine așa. În primul facem o înmulțire, adică două piciorușe în același ochi, da? După aia facem a doua înmulțire, la fel, două piciorușe în același ochi. Acum mergem mai departe și facem 18 piciorușe și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acum facem din nou două înmulțiri. Facem prima înmulțire și a doua înmulțire, da? Nu uitați, două piciorușe în același ochi. Aia înseamnă o înmulțire. Și încheiem rândul cu 5 piciorușe. Și vine 1, 2, 3, 4. Și unde avem semnul, este al cincelea.
Bun, punem semnul înapoi. Și rândul 2 din corp este gata. Acum ne facem în felul următor. Eu v-am zis că am cleștele acesta, da? Care mă ajut foarte mult de el. Și facem în felul următor. De ce mi se desface aceasta? Nu contează că imediat o să punem tubul și o să punem din nou scotch. Nu ne deranjează treaba asta. Ținem fix de picioare, da? Ținem fix de picioare și luăm asta și îndoim așa. Facem o dată așa, vedeți? Și aici ridicăm în sus. Și am îndoit sârma ca să facem partea de la șold, cum ar veni. Luăm și din partea asta lantă, îndoim sârma, prindem de aici și îndoim. Vedeți? Îndoită sârma, da? Bun. Și acum facem în felul următor. Aveți tubul băgat în cap, da? Acum el e format aici, vedeți, vă rămâne o gaură unde introducem tubul la urmă. Lăsăm capul deoparte și cu tubul acesta facem în felul următor. Prima oară luăm un scotch și, cum vă spuneam, vă luați un scotch, da? Și prindeți partea asta de sus. Cât să nu vă miște picioarele, vă arăt eu imediat de ce, da? Punem aici un pic de scotch, îl tăiem net să rămână fixe picioarele, ca să putem prinde tubul, da? Și odată ce prindem tubul, o să ne stea fixe picioarele și ne putem continua treaba. Și facem așa, luăm scotch și dăm aici de jur împrejur până sus. Așa. Vedeți? Am lipit până sus, da? Eu am oprit camera pentru că vedeți că trebuie să mă dau tot așa ca să puteți să vedeți voi și atunci mi este foarte greu, știți? Uite, dacă le puneți, ele stau în picioare. Stai să luăm farfeca să vedeți. Ele stau în picioare singure deocamdată, vedeți? Bun. No, acum mergem mai departe. Și trebuie să facem în felul următor. Am făcut primele două rânduri, da? Unde am avut înmulțiri. Acum trebuie să facem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. 6 rânduri trebuie să le facem cu 42 de piciorușe. Deci aici la final, la rândul 2, la final trebuie să aveți 42 de piciorușe. Nu? Aveți 11 piciorușe, 2 înmulțiri, 18 piciorușe, 2 înmulțiri, plus la final 5 piciorușe. Eu acum vă las să le lucrați. Cele 6 rânduri trebuie să le lucrați singure, da? Bun, cele 6 rânduri sunt gata la mine, da? Deci, primele două rânduri le-am făcut împreună, iar următoarele 6 rânduri le-am făcut fiecare separat, pentru că toate erau la fel, cu 42 de piciorușe. Acum, la rândul 9, facem în felul următor. Începem așa, cu 13 piciorușe și facem 1. Observați că la mine acum deja devine puțin mai greu să lucrez cu camera pornită pentru că devine corpul tot mai mare și o să încerc să-l țin în mână. Dacă mișc prea tare, îmi cer scuze, da? Și am făcut 1 și vine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piciorușe. Acum facem o scădere
și vine o scădere și continuăm cu 18 piciorușe și vine 1, 2, 3, 4, tot așa până facem 18 piciorușe. Cele 18 piciorușe sunt gata și acum facem o scădere și încheiem rândul cu 7 piciorușe. Vine 1, 2, 3, 4, 5, 6 și unde avem semnul este al 7-lea. Bun, punem înapoi marcatorul de rânduri. Și rândul 9 este gata. La rândul 9 avem 40 de piciorușe. Rândul 10 îl facem cu 40 de piciorușe. Ne vedem la rândul 11. La rândul 11 facem în felul următor. Facem 5 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe și o scădere. Și repetăm încă de 4 ori. 5 piciorușe, o scădere. Iar la final trebuie să facem 3 piciorușe și o scădere. Deci facem așa. 5 piciorușe și o scădere de 5 ori și ne reîntâlnim, da? Bun, după ce am făcut cele 5 scăderi, da? 5 piciorușe și o scădere de 5 ori, încheiem rândul în felul următor. Facem 3 piciorușe și vine 1, 2, 3 piciorușe și vedeți, ne rămân 2 ochiuri unde facem ultima scădere. Iar la finalul rândului trebuie să avem 34 de piciorușe. Eu v-am mai spus și înainte, vă numărați fiecare rând în parte ca să fiți sigure că ați făcut bine. Da? Deci rândul 11 trebuie să-l terminăm cu 34 de piciorușe. Bun, continuăm cu rândul 12. Rândul 12 îl facem în felul următor. Facem 11 piciorușe și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe și o scădere. Da? Continuăm. Facem 14 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piciorușe și facem din nou o scădere și încheiem rândul cu
cu 5 piciorușe. Iar la finalul rândului trebuie să avem 32 de piciorușe. Și vine 1, 2, 3, 4 și unde avem semnul este al 5-lea picioruș. Rândul 12 este gata, v-am spus, trebuie să-l încheiați cu 32 de piciorușe. Rândul 13 îl facem în felul următor. Facem 10 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe și facem o scădere. Și facem în felul următor. 13 piciorușe. Opala. Facem 13 piciorușe. Vine 1, 2, 3, opa, așa. 4 piciorușe, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Facem o scădere și încheiem rândul cu 5 piciorușe. Și vine. Opala, stați că era să sar peste un picioruș. Și vine 1, 2, 3, 4 și unde avem marcatorul de rânduri este al 5-lea picioruș. Bun. Rândul 13 este gata și avem 30 de piciorușe. Acum, rândul 14 îl facem în felul următor. Facem 3 piciorușe și vine 1, 2, 3 piciorușe și o scădere. Și continuăm așa. 3 piciorușe, o scădere, 3 piciorușe, o scădere, de 6 ori, iar la finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe. Bun, rândul 14 este gata și avem 24 de piciorușe. Vedeți, s-a îngustat destul de mult. Înainte de a merge mai departe cu rândurile, luăm umplutură, da? Și umplem toată partea asta, unde sunt șoldurile, da? Umplem și după ce umplem, vă zic ce avem de făcut mai departe. Bun. Deci, am umplut, da? Cât de cât așa, ca să putem să continuăm treaba. Bun. De la rândul 14 și până la rândul 23, trebuie să facem 24 de piciorușe. Deci avem 9 rânduri, da? Rândul 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, da? Le facem cu 24 de piciorușe. La rândul 24 ne întâlnim și continuăm cu corpul păpușii.
Spor la treabă, dragilor! Bun, dacă rândul 23 l-ați terminat, da? Trebuie să arăte așa, o să facem rândul 24. Rândul 24 îl facem în felul următor. Facem 3 piciorușe, 1, 2, 3 piciorușe și o înmulțire. Încă o dată. 1, 2, 3 piciorușe și o înmulțire. Și continuăm așa până la finalul rândului. Facem 3 piciorușe, o înmulțire, 3 piciorușe, o înmulțire. La finalul rândului trebuie să avem 30 de piciorușe. Rândul 24 este gata. Și acum mai facem încă două rânduri. Rândul 25 și 26 îl facem tot cu 30 de piciorușe. Dar nu uitați să vă băgați umplutură, da? Mai faceți un rând, două, mai puneți umplutură, faceți un rând, două, puneți umplutură. Deci, faceți încă două rânduri cu 30 de piciorușe, da? Rândul 25 și rândul 26. Ne întâlnim la rândul 27. La rândul 27 facem în felul următor. Facem 4 piciorușe. 1. 2, 3, 4 piciorușe și o înmulțire. Și facem tot rândul așa. 4 piciorușe, o înmulțire, 4 piciorușe, o înmulțire. La finalul rândului trebuie să avem 36 de piciorușe. Rândul 28... Îl facem în felul următor. Facem prima oară 15 piciorușe. Facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facem așa până la 15, da? După ce am făcut cele 15 piciorușe, ne luăm braț, unul dintre brațe, da? Vedeți, are partea asta aici unde am făcut degetul și îl fixăm așa către picioarele, către partea din față la picioare, da? Să vină frumos, să fie dreaptă pusă mâna, da? Și facem așa, trebuie să luăm din braț și trebuie să luăm din corp, da? Deci... Avem 3 piciorușe de, trebuie să facem din 3 ochiuri de aici, da? Astea 3 și din 3 de aici. Noi nouă normal ne-au rămas 6 piciorușe la urmă, la mână, da? Și o împărțim mâna în două, așa, să vină frumos și facem așa mai departe. Vedem cum să mă pun, că deja e prea mare și nu mai am loc, dar ne descurcăm cumva, nu? Ața asta să nu uitați să vă prindeți, da? Deci, am prins din mână, da? Și acum mă duc în fix în următorul picioruș de aici, da? Nu sar niciunul, să fiți atente să nu săriți, că după aia nu vă mai iese numărătoarea. Și facem primul picioruș, după aia ne băgăm iar în mână aici și aici, da? Vedeți? Aici și aici și în următorul picioruș din corp. Și facem al doilea picioruș și pentru ultima oară, da, în ultimile două. De aici, ăsta și cu ăsta și în următorul picioruș din corp. Și am făcut cele 3 piciorușe și ne-am prins brațul. Vedeți ce frumos? S-a prins. Da? Acum facem din nou 15 piciorușe. Să vă uitați aici iarăși bine, să nu săriți cumva vreun ochi, da? Aici am lucrat și ne băgăm fix în următorul și încercați să croșetați puțin și ața asta, prindeți-o aici câteva
piciorușe, două, trei piciorușe și după aia o lăsăm în jos și o ascundem, da? Deci vine 1, să strângeți un pic aici, da? Să nu vă rămână gaură mare, da? 1 și vine 2, 3, 4, 5, facem așa până la 15, da? Am făcut din nou cele 15 piciorușe, da? Și ne-au rămas 3, da? Care facem prinderea cu brațul, da? Prindem brațul, prindem piciorușul, prindem brațul și facem așa, ne-am îndoit mâna la jumătate și introducem croșeta prima oară în braț, da? Și în primul picioruș de aici. Și am făcut primul picioruș. Nu uitați să vă croșetați ața asta, da? Un pic, să o prindeți. Următorul luăm din braț și următorul din corp. Și acum introducem ultima oară în braț și scoatem marcatorul, da? Și aici prindem pentru ultima oară. Da? Și avem și mâna asta prinsă, da? Vedeți? Punem înapoi marcatorul de rânduri în ultimul de aici, unde care l-am făcut. Și rândul 28 este gata. Da? Vedeți, o rămas ața asta, care o parte din ea o să o croșetăm, da? Și facem așa, în felul următor. Facem rândul 29, îl facem așa. Facem 4 piciorușe, o scădere, 4 piciorușe, o scădere. Ne uităm fix unde am lucrat, da? Să nu băgăm în același ochi, da? Și ne ducem la următorul și facem un picioruș, 2, 3, 4 piciorușe. Ne dăm ața asta la o parte și facem o scădere. Și așa facem tot rândul. 4 piciorușe, o scădere. 4 piciorușe, o scădere. La finalul rândului trebuie să avem 30 de piciorușe. Bun, rândul 29 e gata, avem 30 de piciorușe. Vedeți? Uite așa trebuie să vă arăte. Vedeți? Acum continuăm cu rândul 30. La rândul 30 trebuie să facem în felul următor. Facem 3 piciorușe, o scădere. Cred că deja v-ați învățat. Când începem să scădem, la fiecare rând, la final, trebuie să avem cu 6 piciorușe mai puțin, da? Deci, am făcut 1, 2, 3 piciorușe și o scădere. Și așa facem tot rândul. 3 piciorușe, o scădere, 3 piciorușe, o scădere. La finalul rândului trebuie să avem 24 de piciorușe. Să nu uitați să vă băgați melană, da? Vedeți? Se îngustează și după aia o să fie tot mai greu. V-am zis, faceți 2-3 rânduri, puneți melană. Faceți 2-3 rânduri, puneți melană. Acum, la rândul 31, facem în felul următor. Facem 2 piciorușe. Bine, 1. 2 piciorușe. Și o scădere. Așa facem tot rândul. 2 piciorușe, o scădere, 2 piciorușe, o scădere. La finalul rândului o să avem 18 piciorușe. Când ajungeți la finalul rândului, să încercați să vă băgați melană până aproape sus, da? Încercați să vă băgați melană până aproape sus, pentru că o să se strângă foarte tare. Acum facem numai scăderi până la final și o să fie foarte greu. După rândul ăsta o să avem rând de 12 piciorușe la final și atunci nu o să mai puteți să băgați melană. Bun, deci faceți rândul 2 piciorușe, o scădere, la final trebuie să aveți 18 piciorușe. După ce am făcut rândul 31,
observa, stai să ne dacă pot. Eu am băgat până aproape sus melană, da? Acum, la rândul 32, facem în felul următor. Facem un picioruș și o scădere, da? Deci facem așa. Un picioruș, o scădere și facem așa până la finalul rândului, da? Un picioruș, o scădere, iar la finalul rândului trebuie să avem 12 piciorușe. Așa, rândul 33 este format din 6 scăderi. Da? Și faceți așa. Așa. Și faceți o scădere, două scăderi și faceți trei scăderi. Este greu că este foarte mare corpul, vedeți? Mi este un pic greu să lucru la cameră, dar faceți așa. Eu am trei scăderi, mai fac încă trei, da? La finalul rândului trebuie să avem 6 piciorușe și după aceea mai facem încă 3 rânduri de 6 piciorușe, da? Deci asta este rândul 33 și mai facem 34, 35 și 36. Astea, 3 rânduri care sunt făcute cu 6 piciorușe, îi pentru a forma gâtul păpușii, da? Ne vedem după ce terminăm până la rândul 36, da? După ce ați făcut cele 3 rânduri cu 6 piciorușe, ne tăiem mața, ne tragem firul. Acesta este corpul. Luăm capul și îl băgăm aici. Și așa este corpul păpușii. Vedeți? Bun, dragile mele. Până aici video de astăzi. În video următor o să facem păpucii, după care o să continuăm cu rochița și tot așa. În fiecare video facem câte ceva. Video de astăzi este gata. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați un like, puteți să vă abonați canalului ca să puteți să fiți notificați când postez următorul video, apăsați și pe clopoțel. Și vă urez spor la treabă și ne vedem în video următor. Vă pup, dragilor! Pa, pa!